Radicală, Noi Golani, au venit tocmai din România pentru a organiza un marș în centrul capitalei moldovenești. De remarcat faptul că această organizație nu este înregistrată în Moldova, dar a primit foarte ușor autorizație pentru meeting de la primăria Chirtoacă. Iată și liderul lor, George Simion. El a refuzat să vorbească cu echipa noastră. Nici. Nu se poate. Pe tot parcursul mitingului, Simion se jura că nu face parte din nicio organizație. Deja nu mai reprezentăm nicio organizație, suntem tineri de pe ambele maluri ale Prutului. Dar iată toată informația despre aceste acțiuni pe site-ul Noilor Golani și iată un alt articol unde Simion se prezintă ca unul din liderii organizației extremiste Noi Golani. De data aceasta, oaspeți din România nu au venit la Chișinău. La meeting au participat doar golanii locali. Mă consider român și cred că noi suntem români și toți care se află pe teritoriul Republicii Moldova, care vorbesc limba română. Și știu cât și de cât istoria, știu că noi suntem români. Ziua Marii Unii, a României, 1918, așa, sărbătorim astăzi 92 de ani. Pentru mine personal, nu știu, o speranță, o scânteie în mine pentru faptul că mai există oameni care cred că sunt români. De ce golani? Fiindcă așa s-au auto-intitulat revoluționarii români în timpul loviturii de stat care s-a soldat cu moartea lui Ceaușescu. Mulți din participanții la mitingul de astăzi au fost foarte activi și la pogromul din 7 aprilie 2009. Voi toți sunteți tinerii care au fost în primele rânduri pe 7 aprilie. Liberalii lui Ghimpu și Chirtoacă nu au participat azi la evenimentele naționaliștilor, nici la depuneri de flori nu au fost. Anul trecut toată lumea își amintește cu cât fast s-a sărbătorit Ziua României, iar președintele interimar deschis se declara cetățean al statului vecin. E ziua românilor, sunt român. Ce înseamnă asta? Noi suntem moldoveni și în Moldova. Dacă vor acolo în piață, îți lasă și stai, dar nu pe drumul, stai lume de la lucru. Я родился в Советском Союзе. Я никак не могу быть румыном, тем более, что мой дед воевал за Советский Союз. Около 20 минут замерзли. Не знаю, будет вообще же или нет. Я в ситуации мафлю, не нужно быть некредим, а съяться бок, нельзя помашить, что бурта на гору, ну. А с ним, как они что, а сейчас спомним, раби. А с ним, а сохраним Румынию, а что, как спомним, на Молдовень. Principala idee promovată de organizatori și participanți este unirea Moldovei cu România. Aceleași idei sunt promovate insistent de partidele liberale de la Chișinău, dar și de președintele României Traian Băsescu. Oficialul român a oferit chiar și un termen când se va întâmpla unirea. Există perspectiva temporară, 25 de ani, în care România și Republica Moldova s-ar uni. Frontierele Uniunii Europene vor fi pe Nistru și evoluțiile democratice din regiune vor stimula și alte țări, precum Ucraina, să se îndrepte spre Uniunea Europeană. În această atmosferă, liberalii și liberal-democrații încearcă să negocieze cu partidele de stânga o eventuală coaliție. Cât de posibilă este o colaborare în asemenea condiții, se întreabă analiștii. Sunt în stare politicienii moldoveni să accepte colaborare cu forțele antistatale și unioniste care sprijină organizațiile extremiste? Azi golanii au protestat fără excese. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă liberalii nu ar fi fost de acord cu rezultatele alegerilor? Sergiu Strungaru, Vitali Krupinenkov, Alexei Semionov pentru Niți.